Salutări, eu sunt Alin, iar voi ascultați La Ocană de Bedea, un podcast unde stăm de vorbă cu autori de bandă desenată despre benzile lor preferate. Alături de mine se află Ileana Surducan. De data asta vom vorbi despre The Arrival de Sean Tan, un roman grafic mut, asemenea multor benzi ale Ileanei, în care experiența emigrării se îmbină cu ludicul și fantasticul pentru a trezi în cititor aceeași experiență a alienării resimțită de personajul principal. Ascultare plăcută! Alături de mine este Ileana Surducan. Eu sunt Ileana Surducan, sunt ilustratoare și autoare de bandă desenată și mă bucur foarte mult să am ocazia să povestesc în această seară cu Alin. Despre o carte de bandă desenată, un album care mie îmi place foarte mult și care se numește The Arrival de Sean Tan, sau în franceză titlul este La où vont nos pères, acolo unde merg părinții noștri. Titlul care mie în franceză îmi place un pic mai mult decât cel în engleză și pe măsură ce o să vorbim despre carte o să vedem și de ce. Na, să începem, ca să spun așa. Vrei să povestești tu sau povestesc eu? Da, hai să vedem, să spun câteva cuvinte despre album. Acesta este un album de bandă desenată fără cuvinte. Asta cred că e prima prezentare care trebuie să îi se facă. Și iar autorul este Sean Tan, un ilustrator și pictor australian. I-am descoperit cartea asta în 2008, când eram cu Erasmus la Liege, în Belgia. Și atunci am avut eu ocazia să merg prin diverse magazine de bandă desenată și prin biblioteci și să mă documentez cum trebuie. Și chiar în acel an, această carte a luat premiul pentru cel mai bun album la Angoulême. Și atunci era cumva pus în față, era destul de vizibil în orice librărie, în orice bibliotecă. Și m-a atras, nu știam nimic nici despre autor, nici despre conținut, m-a atras coperta. Este un animaluț foarte simpatic desenat acolo. Și atunci am zis, ia să vedem despre ce este. Și am luat-o în mână. Și am deschis-o și nu știam la ce să mă aștept. Primul lucru care am văzut a fost niște desene, niște portrete destul de realiste, lucru care nu m-a încurajat foarte tare. Trebuie să spun că eu nu apreciez deosebit de mult desenul realist în banda desenată. Citesc mult mai ușor și cu mai multă plăcere un desen care, zicem, este mai stilizat și mai exagerat. Și atunci am zis, ia să vedem. Mai ales fiindcă, sunt destul de multe probleme cu un desen realist într-o bandă desenată. Și am răsuit, am deschis și vreau să spun că după primele 3 pagini am fost absolut cucerită și mi-am dat seama că ține în mână o carte foarte, foarte valoroasă. Probabil o să fac niște mici spoilere, dar nu prea contează la genul ăsta de carte, chiar dacă v-aș explica, v-aș povesti povestea, tot ar merita să o citiți. Este povestea unui imigrant care pleacă de acasă și ajunge într-o țară străină. Își lasă familia și se îndreaptă spre un teren necunoscut și acolo este obligat să se adapteze unei noi realități și asta îl duce în tot felul de situații în care el trebuie să învețe, să se obișnuiască cu limba, într-o țară complet străină în care totul este diferit. Cam asta este premisa, de unde și titlul. La un bun oper. Și își așteaptă familia sau își caută familia. Da, asta e ideea. Practic el merge să se stabilească acolo, după care își cheamă și familia să vină să stea cu el. Da, e foarte potrivită pentru situația generală din ultima perioadă. Da, e un subiect universal. Se leagă foarte mult de ce s-a întâmplat în 1900 cu migrația masivă în Statele Unite și în Australia după aceea. Aici merită menționat că Sean Tan este născut în Australia, dar tatălui este de origine chineză, din Malaezia, și a emigrat în Australia în 1960. Și cumva este
o legătură foarte personală a autorului cu subiectul ăsta. Da, se resimte. Și folosește mult iconografie asociată imigrării în... mai ales care o să zicem imigrării în Statele Unite din anii 20. Da, de exemplu, Forzațul, adică chiar la început, sunt o serie de portrete desenate pe două pagini. Sunt chiar portretele imigranților, așa cum a fost ei pozați când au ajuns, când ajungeau în New York, în Long Island, se pare. Și a făcut o documentare destul de serioasă pe subiectul ăsta în momentul în care s-a decis că vrea să facă o carte despre tema asta. Ce este foarte interesant și frapează din primele pagini, cum am spus, desenul este realist, creion. Cartea este, n-aș zice, alb-negru, fiindcă totuși există o tentă colorată de sepia a la fotografie veche și aceste nuanțe se schimbă ușor în timpul lecturii și asta cumva ajută la crearea unei atmosfere. Și cu toate astea, fantasticul foarte repede devine prezent în poveste și deși avem un desen realist, avem elemente de fantastic care se inserează chiar din primele pagini și cel mai tare momentul în care el ajunge în acea țară străină. Chantin spunea că a vrut să facă un loc care să fie străin oricărui cititor, indiferent de mediul lui cultural, să nu poată fi reconoștibil nici de un englez, nici de un francez, nici de un european, să fie străin pentru toată lumea, inclusiv pentru el autorul. Așa că, practic, urmărim acest personaj cum ajunge într-o țară foarte ciudată, în care totul este familiar, dar în același timp bizar. Recunoști ideea de stradă, ideea de oraș, dar totul este altfel de cum cunoști tu, de cum știi tu că ar trebui să arate un oraș sau... Mm-hmm. Plus sunt exagerări în situații, industria este exagerată, magnitudinea orașului este exagerată, fizica și logica nu prea au... E foarte interesant, mie cumva, de fapt de la început tu ca lector ești pus să urmărești povestea din perspectiva personajului principal, acestui bărbat de vreo 30 de ani și el devine cumva avatarul tău în poveste și tot ce vezi este de fapt ceea ce el vede, chiar dacă ai acces și la emoțiile lui și vezi și reacțiile lui. Practic, tu ești acel personaj. Și atunci, cumva niciodată nu știi exact dacă orașul acela e așa de ciudat, fiindcă într-adevăr așa este, sau pur și simplu așa îl percepe o persoană care ajunge pentru prima dată într-un loc necunoscut și așa ar percepe orice loc. E un joc cu această incertitudine, de fapt, tu vezi lucrurile așa cum sunt, sau, de fapt, tu vezi o traducere a unor sentimente și a unor senzații. De exemplu, chiar la început, când îl vezi pe el încă în orașul lui de baștină și îndreptându-se spre gară, urmează să plece, e o secvență destul de emoționantă, traversează orașul lui și vezi un fel de tentacule negre, mari, care putezi prin tot orașul. Într-o bandă desenată normală, să zicem, cu supereroi sau așa, în următoarea imagine avea pe cineva care se luptă cu tentaculele astea, ce cu ele, să vedem exact de unde vin, o explicație. Da, măcar ar fi explicate, în timp ce aici sunt luate de bune. Sunt, aici nu-ți spune nimeni nimic, adică ce înseamnă? E o metaforă sau e chiar un monstru sau în orice caz e ceva care îți provoacă un disconfort și dai seama că locul ăla nu e un loc unde vrea să rămâi, de unde și decizia lui de a pleca, adică cumva transpune foarte bine emoția pe care de fapt el o simt, el și familia lui. Bineînțeles că poți să speculezi, poți să zici că tentaculele sunt un simbol pentru amenințare, eu știu, politică sau de altă natură care planează asupra locului, dar nu ți explică nimeni și cumva cred că de asta îmi place mie așa de mult banda desenată mută și banda asta desenată special. Da, fantasticul are în principiu scop alienator în banda asta. La fel cum și faptul că este o bandă mută are rol alienator pentru cititor. Da, poate ar fi trebuit să începem să explicăm întâi un pic conceptul ăsta de bandă desenată mută. E aproape comic, într-un fel. Primul lucru care îl înveți despre bandă desenată e că
este o îmbinare de text și imagine pentru a spune o poveste și dintr-o dată ai conceptul ăsta de bandă desenată în care textul dispare, dar povestea rămâne. Adică nu e lipsit de narațiune, e doar lipsit de cuvinte. Și cumva asta schimbă totul, schimbă modul de abordare atât al celui care desenează, care realizează bandă desenată și a celui care citește. Banda desenată se bazează foarte mult pe disponibilitatea cititorul de a face acel salt între două imagini, face tranziția de la o imagine la alta și prin propria lui imaginație de a completa locurile libere între cadre, care pot să fie de câteva secunde, de câteva ore sau de câțiva ani. Da, e ceea ce Scott McCloud numește closure. Exact. Și cu banda desenată fără cuvinte e tot timpul un joc între, fiindcă îți lipsește acea unealtă care este cuvântul care îți explică până la urmă, te îndrumă de-a lungul lecturii, lipsește cu desăvârșire și atunci trebuie foarte bine tu ca autor să-l conduci pe cititor prin imagini și atunci el trebuie să aibă răbdarea ca să urmărească detaliile pe care tu îi le arăți. De exemplu, primele trei pagini în mână desenată, chiar prima pagină, este doar o înșiruire de obiecte. Fiecare capitol începe așa. Sunt șase capitole în banda asta și aproape fiecare capitol începe cu personajul trezindu-se și prezentându-se camera în care se trezește și locul exact. În care este, da. Și dar, prin plan, pe diferite obiecte. Da, exact, că sunt obiecte separate, dar dacă ai răbdare să te uiți la fiecare în parte, le vei regăsi în paginile următoare și îți vei da seama că fiecare are o anumită încărcătură, o anumită semnificație pentru personaj. Ceasul care îți indică ora plecării, biletul de avion care apare, desenul cu familia care se dovedește pe următoarea pagină că este de fapt o poză, care după aceea apare de mai multe ori în poveste, fiindcă o ia cu el în bagaj. Ca și cititor trebuie să ai răbdare să descoperi, să privești fiecare imagine în parte și să o memorezi. Da, asta vreau să zic, că ce face Shontan aici, noi, creează, cum ai zis, creează un pic de disconfort și creează, prin absența textului, creează alienarea asta a cititorului față de text, pentru că el... spre deosebire de, nu știu, o manga de acțiune, de exemplu, care iarăși sunt zeci de pagini fără cuvânt, cuvântul într-o asemenea bandă ar fi fost superflu. N-ar avea niciun sens, că sunt niște oameni care scot săbii și dau cu săbile în cap. În cazul ăsta, este un roman grafic de 100 și ceva de pagini, textul se face cerut. Textul, de fapt, textul chiar apare în bandă, doar că este imposibil de citit de personajul principal, cât și de cititor. Da, și asta te pune în situația lui. Ești la fel de pierdut ca și el. Este mi se pare o metodă foarte inteligentă de a te obliga să simți exact ceea ce simte personajul. Să fii la fel de confuz, la fel de dezorientat și... să-l urmărești ca să vezi cum iese din situație. Și în momentul în care vrea să comunice cu alte persoane și celelalte persoane îi scriu în limbajul lor straniu, singurul mod comun prin care cei doi pot comunica este prin intermediul unei imagini. Asta mi s-a părut foarte, foarte interesant. Este momentul în care el desenează un pat și o... pernă, momentul în care caută unde să, în prima zi a ajuns și caută unde să se cazeze, un loc în care se poate dormi și vor încearcă să vorbească cu un personaj, nu reușește și atunci desenează și e foarte comic să vezi într-o bandă desenată fără cuvinte cineva care desenează fiindcă nu poate folosi cuvinte. Și, dar mai este o problemă cu lipsa textului, impune un anumit ritm. Orice acțiune, faptul că el, nu știu, iese din casă sau coboară niște scări sau care ar putea într-o bandă desenată cu cuvinte să fie explicată foarte ușor cu mai târziu, peste câtva timp. Aici ia mai mult. Trebuie să-ți gândești fiecare acțiune se lungește. Nu știu, nu să ai de acord. Adică cred că ar putea fi fost rezolvate și altfel compozițional sau... Mi se pare că
recurge foarte mult la grile din astea foarte strânse, la foarte multe tranziții din astea, state de la acțiune la acțiune sau de la moment la moment, și cred că mai mult o reminiscență din faptul că Shonta lucra în animație înainte să se apuce. Nu neapărat. El vine în bandă sănătă să stăiere și ceva foarte interesant dinspre ilustrația de carte, și înainte de asta vine ilustrația de carte dinspre pictură. Și într-adevăr, înainte să facă cartea asta, lucrase un pic într-un studio de animație, fiindcă cartea lui The Lost Thing a fost transpusă în desen animat și luat Oscarul pentru scurtmetraj. Dar, da, într-adevăr, și el recunoaște că s-a folosit de experiența din studioul de animație, dar ritmul acesta destul de static, fiindcă ai căsuțe egale care le impune el, ai pagini întregi de căsuțe pătrate, și două dimensiuni de căsuțe, cam așa, și ilustrații pe toată pagina, ceea ce iarăși nu se întâmplă de obicei în cărțile de bandă desenată, asta e ceva specific ilustrații, chiar dacă ai splash-uri mai rar și de obicei și cu o inserție de alt cadru. Aici nu, sunt ilustrații care rup ritmul. Dar mie mi se pare asta ceva voit. Mi se pare că asta te obligă să zăbovești și să fiecare gest pe care protagonistul face nu poate fi ignorat. Tocmai fiindcă ai trei căsuțe în care el împătură o foaie și o pune în buzunar, asta înseamnă că foaia aia e deosebit de importantă, și faptul că el o pune în buzunar e un gest încărcat de emoție. A devenit, e vorba de foaia noua lui poză, în momentul în care ajunge și se înregistrează cumva tot procesul acesta de intrare în altă țară, primește la sfârșitul procesului de investigare o hârtie cu poza lui și ceva scris în limba aia ciudată. Și o pune în buzunar și cumva asta devine noua lui identitate. Și atunci te obligă cumva ritmul ăsta să te gândești în fiecare secundă, să simți o emoție mult mai puternic decât dacă ar trece, eu știu, dacă tot ar fi rezolvat în două cadre și da, ok, poți. Nu este nevoie de, uite aici am nouă cadre în care el este dintr-o un fel de taxi zburător. Ok, da, asta se putea întâmpla în două, dar tocmai fiindcă o lungești așa de mult, tu poți să te uiți un pic, taxiul ăsta zburător care îl vezi pentru prima dată spune foarte mult despre locul în care el a ajuns, cât e de straniu, cât e de ciudat și cât e el de pierdut, fiindcă două căsuțe numai le stă în fața celei cutii care tocmai a aterizat. Purtată de un balon. Exact. Nu are logică tehnica din acest oraș, dar este deosebit de poetică și... E un singur oraș sau sunt mai multe? Că nu mi-a fost foarte clar. E orașul mare în care ajunge el. Ajunge un singur oraș mare și... metropolă, da. Și acolo viața lui își urmează cursul, nu știu, ca orice imigrant, încearcă să-și găsească de lucru, la început nu prea se descurcă și este ajutat de diversi oameni care se dovedesc rând pe rând ca el a fi venit acolo ca imigrant și care s-au familiarizat până la urmă cu locul. Și fiecare îi spune povestea lui. Prima persoană care îl ajută, așa, și cu care povestește, este o femeie care o întâlnește în stație și care, în momentul în care vede că el are dificultăți în a se exprima, înțelege că e imigrant, el scoate acea hârtie care și-a băgat-o în haină și arată că știi, eu sunt... A, zice, dar și eu, spune ea prin gestul și scoate hârtia ei cu acea exact poza care i-a luat atunci când a ajuns și poza e foarte diferită de femeia care acum apare o doamnă fericită, frumoasă, pe când poza este a unei fetițe slabe și înspăimântate. Și de aici se face legătura cu, imediat, un fel de flashback și vezi povestea ei, tot așa, în cadre, care seamănă foarte mult cu niște poze dintr-un album. Și asta e voi. Deci, practic, autorul a plecat de la ideea de album fotografic care ar spune viața cuiva, dar fără cuvinte. Și la început nici n-a vrut să facă o bandă desenată, se gândea că o să facă o carte de ilustrație. Dar tocmai această secvențialitate a pozelor pusă una lângă alta l-a dus încet, încet spre ideea de bandă desenată și de atunci, de acolo a început să facă documentarea și să-și să vadă cum s-ar putea descurca cu acest mediu care era nou pentru el. Cum am zis, după aceea vezi povestea acestei fete foarte bine redată
și așa cum mai multe personaje pe care rolul nostru le întâlnește. Rolul nostru care întreagă fie zis este 100% Sean Penn. Deci eu l-am întâlnit și în realitate l-am văzut la târgul de carte de la Bologna. Dădea autografe pe cărțile lui de ilustrație și e el, nicio... Păi zicea că s-a bazat foarte mult pe referințe fotografice și că aproape toate personajele din carte sunt desenate după poze făcute și bănuiesc că foarte multe poze și le-a făcut singur. Da, și... făcute de el, asta m-am gândit că fiind desen realist ai neapărat nevoie de referințe fotografice oricât de bine ai desena. Dacă zicea că atunci când încercă să deseneze de mână apar tot felul de mici greșeli care se acumulează și care nu-i plac. Da, așa se întâmplă. De asta la început spuneam că eu nu sunt o fană a desenului realist folosit în bandă desenată, fiindcă mai ales în expresiile feței, dacă nu există acea exagerare care o dă orice stilizare folosită, devine ambiguă, știi? De fapt, e foarte greu să faci diferența dintre un om care e un pic supărat și un om care are o crampă acută și... Da, e, asta mai ales la fețe. Sau intră într-un soi de Uncanny Valley și devin foarte... Exact. Și plus că trebuie să desenezi aceleași personaje de atâtea ori, în atâtea ipostaze, n-ai cum să nu greșești și de greșelile să devin supărătoare. Cum ai zis tu, Uncanny Valley dintre cele mai mari probleme care apar. Așa că, na, eram cumva destul de reticentă, dar să știi că la el am descoperit emoții redate foarte bine, adică chiar l-am dat, îl vezi gustând un fruct și ai sentimentul ăla de băi, îmi place, dar nu-s chiar sigur, nu-s obișnuit cu asta și tot asta se vede în expresia desenată. Și cred că referința fotografică a ajutat destul de mult. Da, și oricum, tipul ca ilustrator e superlativ, adică felul cum înglobează elementul supranatural desenat din capul lui cu personajele și decorurile realiste e fără reproș. Da, e, nu ai la niciun moment chestia de colaj, să zici ok, aici două chestii s-au întâlnit și se văd cusăturile. Foarte bine integrat, fantastic, cum zici tu. Ai văzut animăluțele alea? Că fiecare personaj acumulează animăluțe? Da, cumva eroul nostru își găsește un fel de animal de companie chiar în camera de hotel în care e cazat și fără voia lui aproape trebuie să-l accepte, se ține după el. E un fel de... Pentru mine e un fel de mega șoarece cu coadă. Sean Penn spunea că seamănă mai... El s-a gândit la mormolocii de broască și de acolo a dezvoltat creatura asta. Și, într-adevăr, fiecare personaj pe care îl întâlnește și cu care petrece mai mult timp se dovedește că are și el un animal de companie ciudat. Te poți gândi oarecum de la ales el pe animal sau animalul pe acel personaj și cum de sunt împreună. Asta e un lucru care mi-a plăcut foarte mult. Cumva, trebuie să recunosc că în momentul în care am întâlnit cartea asta, pentru mine a rezonat, am rezonat cu subiectul. Și eu eram plecată de acasă, era prima dată când petreceam așa de mult timp într-un mediu străin și descopeream banda desenată. Eu am făcut ceramică la Cluj și când am mers cu Erasmus, totuși mi-am luat niște ore de ilustrație și de bandă desenată. Și a fost prima dată când am întâlnit profesori care predau bandă desenată, când am avut acces la toate albumele, toate din biblioteca școlii, din biblioteca orașului. Și am plonjat în tot universul ăsta. Eu deja aveam ceva încercări de bandă desenată, chiar și fără cuvinte, doar că eu ajunsesem la soluția de bandă desenată fără cuvinte ca să nu mai fiu nevoită să traduc din română în franceză. Eu făceam pentru tronjuri de BD, un site, un fel de blog care în fiecare zi punea benzi desenate făcute de o amator ca și mine. Și lumea care vizita site-ul putea să-și dea cu părerea, ne critica, ne încuraja, care cum. Și de multe ori primeam critici că am greșit ortografia sau oricât de mă străduiam, nu se întâmpla să nu existe greșeli. Și atunci am zis, ok, bandă desenată fără cuvinte, rezolvă totul! Și foarte repede m-am ciocnit de problema asta
cum îl duci în călătorie cu tine pe cititor dacă nu folosești aceste indicatoare care sunt cuvintele. Și când am descoperit albumul ăsta, am fost exact ce-mi trebuia, devenit cartea mea preferată și încă nu cred că a fost declasată. E genul de lectură care mie mi-a oferit aceeași emoție care am simțit-o în fața unor texte literare foarte bune. Cred că e pentru prima dată în care am citit o bandă desenată și am fost la fel de emoționată ca atunci când văd un film foarte bun sau citesc o carte. Mi s-a mai întâmplat de atunci, dar de obicei nu. De obicei, n-aș vrea să spun că bandă desenată e mai puțin valoroasă ca și literatura. De fapt, chiar cred că poate fi la fel de valoroasă, fiindcă e vorba de un mediu, dar nu toată lumea știe să-l folosească cu aceeași maestrie și nu toată lumea are intenția să trezească emoții așa de puternice. De multe ori e vorba de o poveste care se cere consumată, dă un anumit satisfacție și treci la următorul. Da, trebuie să fie un produs și atât. Da. Pe când aici are o valoare mai mare de atâta, îți oferă mult mai mult. Eu am răsfoit de atunci de mai multe ori de la prima lectură și sunt anumite pasaje care de fiecare dată mă emoționează la fel de tare. El zicea la un moment dat că in Australia, people don't stop to imagine what it's like for some of these refugees. They just see them as a problem once they're here without thinking about the bigger picture. I don't expect the book to change anybody's opinion about things, but if it at least makes them pause to think, I'll feel as if I've succeeded in something. Și mă gândesc că și foarte mulți români au trecut prin experiența asta relativ recent, că mă gândeam legat de nebunia asta cu imigranții, cât de multă furie pot să aibă unii dintre conaționalii noștri pe asta fără să gândească că până acum câțiva ani și cel puțin până să intrăm noi nu e foarte mulți dintre prietenii noștri din familiile noastre au fost puși în situații foarte similare să emigreze ilegal în Europa și să muncească la negru acolo ca să aducă bani familiilor din țară ca să poată supraviețuiască după ce... Exact, e o poveste care ar trebui să rezoneze cu mulți dintre noi și ideea asta, să te simți străin și pierdut într-un loc și să te familiarizezi cu el, asta e, să zicem, o poveste cu final fericit. Din ce ți-a dat el, eroul nostru până la urmă reușește să se descurce, întâlnește oameni prietenoși care îl ajută și familia lui până la urmă vine și ea și trăiesc în locul ăsta. Locul ăsta devine casa lor. Dar nu tot timpul, nu întotdeauna se întâmplă așa cu imigranții. Poți să duci cu tine toată viața sentimentul ăsta de că tu nu mai există acasă pentru tine, că nu aparții acelui loc în care trebuie să trăiești. Chantin spunea că el a fost fascinat tocmai de ideea asta de a aparține, a simți că aparține, belonging în engleză, în română, greu să traduc, a simți că tu aparții unui loc sau nu? Și de ce te simți străin? El s-a născut în Australia, dar avea fizionomie asiatică, tatălui fiind chinez, și foarte multă lume, că mai toată lumea când îl întâlnea, a întrebat-o de unde vii. Păi de aici. Păi de unde vin părinții tăi? Că n-ai cum să fii australian. Păi ba da, ba nu. Și atunci ce te face străin în ochii altora? Asta te face pe tine să te simți străin față de locul în care trăiești? Tot felul de întrebări din astea care se leagă până la urmă de emoții. Mai mult decât de ceva logic. Și de preconcepții și de cutume sociale. Frica de necunoscut, fie că e vorba de frica ta, fie că e vorba de frica celor care te întâlnesc. Asta... Da. Foarte interesant cât de repede uită generațiile care vin că părinții lor au venit de altundeva, deși se mândresc probabil cu originele lor, eu știu, italiene sau e un subiect fain de discuție să zici, nu, că bunica a fost poloneză. Sau... Dar uiți foarte repede că și ai tăi au fost la un moment dat priviți ca niște străini, ca niște intruși, ca niște probleme, așa cum tu îi privești pe noi veniți, în care
pot să fie musulman sau nu, sau român. Sau... Oh, da, știu români care au emigrat doar de câțiva ani în state și în state, și puțin în Anglia știu cazuri, care deja se simt englezi ai locului și privesc cu scârbă orice alt imigrant proaspăt venit. Da, e are teme din astea grele, cartea. Toate că, știu, mi se pare și că e un pic naiv, așa că, sau știu dacă naiv e loc, cuvântul bun de spus, că nu cred că Shantan nu-i conștient de dificultăți, de probleme, dar se termină prea bine. Poate că experiența lui de ilustrator pentru copii spune un pic, cu cărțile lui de ilustrație pentru copii l-au dus un pic în direcția asta, deși și acolo abordează teme destul de grele și, de exemplu, The Rabbits, care este vorba de persecuția aborigenilor din Australia de către străinii veniți, dar cu niște metafore vizuale extraordinar de puternice și deschis cartea, zice, asta e o carte cu iepurași și cu... ce sunt astea? În fel de manguste? Ce sunt astea? Și după aceea, pe măsură ce te citești, dai seama că e vorba de o problemă foarte adâncă și foarte grea și finalul nu-i fericit. Cumva și aici întrezărești unele aspecte mai întunecate, dar ales să se concentreze foarte mult pe, și pe ideea de speranță. E cartea plină de speranță, de toți oamenii care au ajuns în țara asta, au venit mânați de dorință de mai bine și sperând că o să reușească să-și facă un nou viitor. Și cumva asta e ce face orașul ăsta așa de luminos. Că te uiți la metropola asta în care el ajunge și tot timpul am avut sentimentul de lumină și de căldură, deși și eroul nostru trece prin situații în care nu înțelege, primele joburi care le are nu se descurcă. Simți asta, dar... Da, și toți oamenii caută mijloace să comunice între ei, să ajungă la un fel prin care se pot înțelege, chiar dacă nu vorbesc aceeași limbă, ajung până la urmă să-și deseneze și tot reușesc cumva să comunice. Și cred că asta mi se pare mie cumva naiv, mai ales legat de citatul ăla, că oameni care să pui oamenii pe gânduri, că... Asta e una dintre probleme, că oamenii nu comunică, oamenii nu cad în propriile lor preconcepții, în propriile lor frici și rămân prinși acolo și nu încearcă să stabilească o legătură și de o parte și de alta. Da. Dar aici, cum am văzut, toate personajele își găsesc acest numitor comun, toți au venit de altundeva în orașul ăsta, cel puțin cei cu care se întâlnește el, cam asta e legătura. Și ai diverse aspecte, ai fata de care am vorbit deja, care a fugit dintr-un fel de sclavie, dintr-o fabrică uriașă, după aceea ai cuplul, un bărbat și o femeie care au fugit dintr-un oraș în care oamenii gigantici aspirau lumea într-un niște cuptare de foc, seamănă un pic cu ideea de purare, trimite la nazism, la Germania nazistă. Și după aceea l-ai pe bătrân, care, povestea lui mi se pare cea mai tristă, fiindcă cuplul de care am vorbit mai înainte, acum când îi întâlnește rolul nostru, au deja un copil, sunt stabiliți în locul ăsta nou și se pare că s-au integrat foarte bine. Dar lucrând într-o fabrică, rolul nostru întâlnește un bătrân și povestea lui este aceea unui soldat care a plecat de acasă, însoțit de orarele mulțimii și fetele aruncând flori pe fereastră și el împreună cu camarazii lui de arme plecând să ducă lupta cea glorioasă, care bineînțeles că s-a dovedit deloc glorioasă și vezi cadre, ai pagină întreagă cu picioare de soldați care mărșăluiesc și dai seama de fapt că trec prin teren accidentat, că ajung în locuri groaznice, că ajung într-un fel de câmp de bătălie care îi ia de pe pământ și când el se întoarce în mod metaforic fără un picior acasă, totul este dărâmat și dacă la început soldatul care pleca credea că merge să lupte pentru o cauză măreață, cum s-a întors și da seama că nu există motive bune pentru război. Și bătrânul ăsta cred că e cel mai lipsit de speranță. El clar a pierdut foarte mult. Poate cel mai mult dintre toți. Chiar dacă acum s-a integrat în orașul ăsta,
îți imaginezi că pe el a durut cel mai tare cumva și niciodată nu se simte acasă, fiindcă acasă nu mai există. Dar e împreună cu prietenii lui, joacă după amiezile, după ce iese din fabrică, joacă jocul ăla ciudat cu bile care nu știm ce înseamnă. Are și el un mic animăluț de companie care ține de urât. Cumva viața merge înainte, cam asta e concluzia poveștii. Asta e concluzia Benzii, că viața merge înainte, că lucrurile se rezolvă până la urmă. Eu ador poveștile cu final fericit, mai ales dacă cumva e câștigat. În sensul că dacă am citind o carte am trăit emoții puternice și la un moment dat m-am simțit speriată sau tristă, m-am trăit împreună cu protagonistul și până la urmă ajungem amândoi la un liman. Pentru mine asta e foarte bine, mă simt fericită. Așa că apreciez foarte mult povestea asta. Da, a fost foarte... A fost mai... Nu știu de cum așteptam să fie când am răsfăit-o prima dată. Nu știu sigur ce m-a descumpănit așa prima dată când m-am uitat la ea. Pe de altă parte, cum ziceai și tu, că desen realist, pe de altă parte, nu știu, poartă cumva patina cuiva care vine din afara benzii desenate și de obicei... Exact. Și de principiu, oamenii care vin din afara benzii desenate sunt câteva cazuri foarte rare în care vin, revoluționează efectiv mediul, cum nu știu. Lionel Feininger, de exemplu, care a avut niște stripuri în de-astea Sunday strips, care erau absolut fantastice și el era pictor de-asta abstract expresionist. Și a avut un strip Candor Kids, care e cam în aceeași perioadă cu Little Nemo, dar e e genial, e foarte fain. Dar de cele mai multe ori sunt oameni care nu se descurcă, nu înțeleg ce face limbajul ăsta să funcționeze. Da, și... rămâne totul la nivel de experiment. Mă distrează că zice asta. Asta era al doilea punct care cumva m-a descurajat, să zicem, dar descurajarea mea a ținut cam 5 secunde până am ajuns la pagina numărul 3. Odată, faptul că, da, cineva care n-a mai făcut bani desenată, văd asta la foarte mulți studenți, colegii mei, care vreau să facă bandă desenată, n-aveau răbdare să se familiarizeze cu regulile mediului și ajungeau la ceea ce eu numesc faianță pictată, adică imagini pus una lângă alta, dar narațiunea nu funcționa, fiindcă ei n-au să răbdare să vadă cum face să funcționeze narațiunea și toată chestia asta de a comunica cu cititorul și de a te întâlni la jumătatea drumului, nu ajunge să faci desene frumoase și nu ajunge nici să pui un text foarte bun din punct de vedere literar dacă povestea ta nu este bine spusă. Iar în bandă desenată, să spui o poveste bine înseamnă să fii înțeles de cititor, el să poată urmări secvențele și legăturile între ele. Or, Shonten se descurcă foarte bine, poate și fiindcă în momentul în care își dă seama că ceea ce face se îndreaptă spre bandă desenată s-a documentat serios. S-a folosit și de experiența lui de animator, a citit, mi se pare, cartea aceea Understanding Comics al lui Scott McCloud și spunea că l-a ajutat foarte mult și a început să citească și bandă desenată, tocmai ca să se familiarizeze cu mediul ăsta și mă distrează foarte mult, fiindcă a zis că a descoperit acest pacing, ritmul acesta mult mai încet, care ți-l impune bandă desenată fără cuvinte, l-a descoperit în manga japoneză. Și într-adevăr, japonezii au predilecție pentru scene din astea care, chiar dacă sunt de bătălie și chiar dacă au dialog, în benzile desenate europene sau americane ar ține jumătate de pagină, dacă nu două căsuțe. Pe când japonezilor le place să o întindă pe pagini întregi, uneori de dreptul hilar că ține un flashback. Și, într-adevăr, când am citit asta, mi-am dat seama că, de fapt, ritmul din cartea asta lui Shonten mă duce cu gândul la, dacă tu știi, bandă desenată Sunny, se numește. Da, știu, cum să știu. Stai să spun și autorul, da, Matsumoto Taiyo. E unul dintre mangaka mei preferați. Da, deci este unul dintre
când am descoperit asta, am zis, băi, manga nu e la ce credeam eu că e. Deși nu poți să zici că e bandă desenată fără cuvinte, fiindcă apare dialog, a unele faze un copil mușcât dintr-un măr sau mergând pe o stradă care se întinde o pagină, două pagini și te forțează să simți soarele cum bate, cum intră prin geam, toate senzația asta, cum e să calci pe caldărâmul care are un anumit fel de pietre, oare cum sună, se vede clar că copilul se joacă cu asta sau cum e să treci pe lângă un zid și să-ți vezi umbra și să te joci cu ea. Te încetinește, te forțează să mergi pas cu pas lângă protagonist și să-i trăiești emoțiile astea aproape banale, ca să spun așa, dar capăt o semnificație foarte adâncă. Pentru cei care nu știu, e vorba de un grup de copii care trăiește într-un fel de orfelinat. Chiar într-un orfelinat? Da, doar că e un loc, totuși mi s-a părut destul de prietenos. Practic e o familie care... Nu toate orfelinatele sunt ca în România. Da. E vase autobiografică cartea, e inspirată de... Că și Taya Matsumoto a crescut și el într-un orfelinat și e inspirată de copilăria lui cartea. Și, uite, iarăși o paralelă cu Shonten, avem chestia asta de a aparține sau nu aparține unui loc, cum îți formezi identitatea și cât de străin te simți. Simplu fapt că ești de la orfelinat, asta te face tu să fii diferit în școală, la școală. Și fiindcă te simți diferit, te comporți diferit și cu cât te comporți diferit, cu atât ești mai exclus. Asta este unul dintre personajele... Da, unul dintre personaje chiar e convins că părinții lui or să vină, or să vină după el și nu l-au abandonat acolo. Așteptarea continuă că... Și de asta cumva el nu își permite să simtă, să aparțină acolo. Să se acomodeze, da. Și în Sunny apare ideea asta de fantastic ca și vehicul pentru emoție, cumva. Sunny este numele rable de mașini care stă, cumva, ar veni în grădină și acolo este sanctuarul copiilor. Acolo adulții n-au voie și în momentul în care intri în mașina aia, cumva poți să-ți imaginezi orice și un fel de safe place pentru ei. Și de cele mai multe ori călătorile cu mașina asta sunt imaginare. Și bineînțeles că bandă desenată se pretează la asta, în momentul în care copiii intră în mașină, efectiv, mașina demarează și poartă prin tot felul de locuri fantastice, exact ca și imaginația lui Calvin, care îl transformă în dinozaur în timp ce el rămâne în sala de clasă. Și... Sau un Spaceman Pip și... Asta, Gogo Monster, tot de la lui Matsumoto ai citit, nu? Nu știu, vai, trebuie să citesc, da. Că Sunny mi-a făcut foarte mult. Păi hai să mai vorbim un pic despre ce. Eu privesc orice album de bandă desenată, care îmi cade în mâini, din două perspective. Odată cea de cititor, care vrea să se bucure de poveste, dar în al doilea rând cea de autor de bandă desenată, care încearcă să învețe tot timpul și dintr-o bandă desenată care mi-a plăcut, de ce mi-a plăcut și ce a funcționat și una care nu mi-a plăcut, ce a fost greșit, ce m-a scos din ritm, ce m-a scos din poveste. Ce rețin eu din banda asta desenată ca și mic învățăcel, să zic așa, e noțiunea asta de ritm pe care poți să-l impui cititorului și de care poți să te servești după aceea în construirea poveștii. Inserarea fantasticului cu realul și câtă muncă trebuie să depui ca să construiești un univers convingător. Sontem spunea că a făcut inclusiv machete din lut pentru anumite ființe și s-a construit pe masă decorul, cum ar veni orașul, din cartoane ca să vadă cam cum să-l deseneze. Asta e un lucru care trebuie tratat cu foarte multă seriozitate. Nu există scurtături pentru un artist. Nu poți să inventezi ceva din nimica. Și mai presus de toate, că o poveste funcționează cel mai bine în momentul în care tu ai o conexiune personală cu subiectul și în același timp reușești să te detașezi destul de mult ca să o lași să curgă și să-și găsească drumul ei. Asta e, cred că, cea mai grea lecție. Fiindcă, ca autor, în momentul în care te pui în fața unui foi de hârtie și zici, ok, hai să facem o bandă desenată, să începem să spunem o poveste, ai atâtea posibilități că e aproape paralizant. Cum alegi subiectul despre care vorbești? Asta în cazul în care nu ți se impune. În momentul în care ce se cere, fă o poveste despre avioane, clar. Dar când trebuie tu să decizi,
ești silit să cobori tu în tine și să vezi, ok, de ce vreau să spun povestea asta? Că dacă nu-ți găsești motorul ăsta afectiv, emoțional, cititorul va simți la un moment dat că tu nu ești 100% acolo în lucrurile pe care le descrii și lucrurile pe care le arăți. Și am văzut greșeala asta la mai multă lume, inclusiv, să zic, artiști ca și mine, care foarte bun din punct de vedere al desenului, adică desenau foarte bine, dar în momentul în care trebuia să aleagă o poveste, alegeau subiecte care sunau foarte interesant, că eu știu, extraterestrii cu cap de dinozaur ajung pe pământ și merg în supermarket, super, ce bine sună. Care e conexiunea ta cu chestia asta? Că nu o să poți spune o poveste convingătoare, oricât de interesant ar părea subiectul. Și în cealaltă extremă, persoane care aleg un lucru foarte personal și sunt convinse că faptul că lucrul ăsta e important este, nu știu, experiența care am trăit eu în liceu și cât de greu mi-a fost mie. Da, asta e într-adevăr ceva, conexiunea personală există. Dar faptul că e important pentru tine nu înseamnă că va fi important și pentru cititor dacă tu nu faci să fie important. Adică pur și simplu autenticitatea emoției nu e de ajuns ca autorul să simte, trebuie să reușească să o transpună cumva și să o universalizeze cumva. Și cumva Shonten reușește să facă asta foarte bine. Pornește de la un subiect personal care îl atinge, conexiunea cu tatălui și felul în care s-a simțit el uneori discriminat numai fiindcă arăta ca un imigrant, chiar dacă nu era. Și empatia asta care are față de persoanele care își caută locul și o bază foarte serioasă, un desen foarte bun, o documentare foarte serioasă. Cartea a durat 5 ani in the making. Făcea o pagină într-o săptămână cu toate pozele și referințele și a investit efort ca să iasă ceva complet și... Da, legat de prima parte cu subiectul interesant, ăsta Xander Cannon în Double Barrel avea ontologie la un moment dat publicată de Top Shelf, zicea la un moment dat că orice experiență ți-ai pune tu personajul, în orice experiență ți-ai pune tu personajul, în orice activitate, trebuie să te gândești în primul rând la ceva ce ai simțit tu asemănător și să extrapolezi de pe urma ei. De exemplu, dă-le un exemplu. Dacă tu ai un astronaut care e trimis într-o misiune pe lună și trebuie să stea el singur în navetă, să stea câteva zile singur acolo, gândește atunci când a trebuit tu să stai în casă singur, închis, fără colegi de cameră, fără nimic și cum ai trăit tu atunci și din ce ai simțit tu atunci să extrapolezi cum o să simt astronautul ăla acolo. Și mi-a plăcut foarte mult exemplul ăla. Exact, și atunci poți să desenezi sau să pui un text care să-l convingă pe cititor. Dacă nu faci efortul ăsta de a găsi conexiunea între tine și personajul tău, oricât de bizar ar fi, oricât de science fiction ar fi universul care îl prezinți, fără conexiunea asta emoțională, nu o să aibă poveste ca nu, o să fie un clișeu, o să fie ceva ce s-a mai văzut în multe alte locuri, o să fie ceva ce se simte neautentic, ce pare o minciună. Da, și o să te plictisești tu de ea foarte repede. Tu ca și autor, la un moment dat, nu o să mai știi de ce fac lucrul ăsta. Fiindcă vine un moment în orice proiect în care, chiar dacă ai început cu entuziasm, te-ai plictisit. Nu mai vrei să intri într-o rutină. Și dacă nu ai motorul ăsta, povestea asta chiar contează pentru mine. Și trăiesc, eu sunt toate personajele, și ăla bun și ăla rău. Și ăla cu trei capete și cu coadă de maimuță, eu sunt. Abia atunci îți găsești forțe proaspete, cel puțin eu așa am simțit de fiecare dată când am... Greu de pus tot timpul în practică lucrul ăsta. Ce am mai vrut să mai spun? Înainte de interviul ăsta am făcut un pic de documentare. Practic am căutat alte benzi desenate fără cuvinte... cu care aș putea să fac o legătură și am dat peste Omul de zăpadă. Zicea că a fost inspirat de... Exact, Raymond Briggs. Și eu încă nu citisem tot ce spunea Shonten despre bandele desenate și am fost frapată de asemănarea tot cadre din astea pătrate, ritmice, aceeași dimensiune, înșirate pe pagină. Și mi-am zis,
ca să-mi dau seama că, de fapt, Sean Tan a fost inspirat foarte tare de, marcat de mandasa desenată. Tocmai probabil fiindcă făcea trecerea care o vroia și el, de la carte de ilustrație la bandă desenată. Uh-huh. Asta, seria Frank al lui Jim Woodring. Este la fel o serie de benzi mute despre un personaj pe nume Frank, care e un soi de, nici nu știu ce naiba, e un animal care un soi de mâță, câine ciudat. Și în principiu despre personajul ăsta Frank încercând să-și ducă viața într-un univers absurd. La un moment dat o întâlnește pe Fran, se îndrăgostește de Fran, care Fran de fapt este un soi de demon. E destul de greu de explicat banda, că e un pic absurdă. Am văzut imagini din ea și într-adevăr e foarte mult suprarealist acolo și adevărul e că banda desenată fără cuvinte conduce foarte mult spre absurdități din cauza că e foarte ușor să începi să te joci vizual și să ai lucruri care se transformă în alte lucruri și fiindcă nu trebuie să explici logic sau să te complici cu dialog sau altfel de explicații, totul poate să fie, să devină orice. Și am văzut mai mulți autori care folosesc bandă desenată fără cuvinte tocmai ca să experimenteze jocul ăsta, inclusiv începe chinarul căsuțelor să se modifice, intră și el într-un joc din ăsta, căsuțe care se spar, care explodează. Ce aș mai putea spune? Sigur, mai aveam eu ceva idei importante și esențiale care mi-au scăpat, dar nu-i nimica. Oricum, recomand cartea asta oricui vrea să vadă ce poate să însemne bandă desenată. Adică mi se pare că tocmai din cauza că autorul vine din alt domeniu, un pic diferit, aici avem de-a face cu o bandă desenată, să zic, cu valențe artistice foarte puternice, că se îndreaptă spre o operă de artă. E o operă de artă pentru mine. Mai mult decât doar o poveste care trebuie consumată, e ceva care poate fi savurat și care e o experiență completă. Uh-huh. Da. Și eu vreau să îți mulțumesc că ai vrut să vorbești despre asta, pentru că probabil altfel n-aș fi citit-o și mi-a plăcut mai mult decât mă așteptam să-mi placă. Și da, și o recomand și eu cititorilor, ascultătorilor. De obicei închei chestiile astea invitând invitatul să spună locurile unde poate fi găsit pe internet și unde benzile produse de el sau ea pot fi vizualizate. Eu sunt prezent în momentul ăsta pe Beyoncé. Am și site ilenasurducan.com, un simplu search pe Google cu numele meu, o să vă ducă și la blogul meu, care e în franceză, și la portofoliul online de pe Beyoncé și la site-ul meu de artist. Și în toate locurile astea o să găsiți și benzi desenate, multe dintre ele fără cuvinte, și ultimele ilustrații și... Și pregătește o bandă cu Maria, nu? Da, în momentul ăsta lucrăm la o nouă bandă desenată. Poți să ne zici când apare? Nu pot să vă spun deocamdată, fiindcă nu știm exact, știm când o să terminăm, ne-am fixat ca termen limită sfârșitul octombrie, dar nu știm exact cum și unde o vom publica. Dar imediat ce avem mai multe noutăți, o să le comunicăm. Yay! Păi nu, cam asta a fost. Mulțumesc foarte mult. Și mulțumesc că ai venit și că ai vorbit cu mine. Și seara faină și ție și tuturor. La fel. Care ne-a ascultat. Pam. Serios.